Daria Alexandrovna petrecu vara împreună cu toți copiii la Pokrovskoie, la sora sa, Kitty Levina. La moșia ei, ca casa ajunsese atât de dărăpănată încât Levin și cu soția sa o convinseseră să-și petreacă vara la dânsii. Stepan Arcadici era încântat de această hotărâre. Spunea că îi pare grozav de rău că slujba nu-l lăsa să-și petreacă vara la țară împreună cu familia, ceea ce ar fi fost pentru dânsul cea mai mare fericire. El rămase la Moscova și venea din când în când la țară pentru o zi două afară de Daria Alexandrovna, cu toți copiii ei și cu guvernanta, în casa soților Levin se mai găsea și bătrâna prințesă. Ea se simțea datoare să-și supravegheze fica fără experiență, care se afla într-o anumită situație. Pe lângă asta, Varenca, prietena din străinătate, își ținuse și ea făgăduiala de a veni la Kitty după măritiș și să stabilise la Pokrovskoie. Așa că în casa lui Levin erau numai rudele și prietenii soției sale. Deși Levin îi iubea pe toți, îi cam părea rău că lumea și urânduia la Levin se vedea înăbușită de invazia elementului Scherbatsky cum îi zicea el în sina lui. Dintre rudele sale se afla un singur oaspete, Sergei Ivanovici. Dar și acesta era un om de formație, nu Levin, ci Cosnășev, așa că spiritul Levin se pierduse cu totul. În casa lui Levin, rămasă multă vreme goală, forfotea acum atâta lume încât aproape toate odăile erau ocupate. Mai în fiecare zi se întâmpla ca bătrâna prințesă, așezându-se la masă, să fie nevoită a număra pe toți musafirii și a pune la o măsuță deoparte pe al 13 la nepot sau pe a 13 a nepoată. Kitty, care se ținea cu râvnă de gospodărie, avea destulă bătaie de cap să se aprovizioneze cu multe găini, curcan și rațe, care să mulțumească pofta de mâncare din timpul verii a musafirilor și a copiilor. Într-o zi, toată familia se așezase la masă. Copiii Dariei făceau planuri cu guvernanta și cu Varenca unde să se ducă după ciuperci. Când Spre marea mirare a tuturor, Sergei Ivanovici, care era respectat de toți și chiar venerat pentru inteligența și erudiția lui, se amestecă în convorbirea despre ciuperci. Luați-mă și pe mine, grozav îmi place să culeg ciuperci, zise el, uitându-se la Varenca. Găsesc că este o întrednicire foarte plăcută. Cum nu? Cu multă plăcere!" Răspunse Varenca, roșind. Kitty schimbă cu dolii o privire plină de înțeles. Propunerea eruditului și a inteligentului Sergei Ivanovici de a merge la cules de ciuperci cu Varenca întărea unele presupuneri ale lui Kitty, presupuneri care, în timpul din urmă, o preocupau foarte mult. Kitty, ca să nu-i se observe privirea, se grăbi să-i spună ceva mamei sale. După prânz, Serghei Ivanovici se așeză în salon la fereastră cu ceașca de cafea în mână, continuând conversația începută cu fratele său și aruncând priviri spre ușa pe unde trebuiau să iasă copiii care se pregăteau să se ducă după ciuperci. Levin se așeză pe marginea ferestrei lângă dânsul. Kitty, în picioare alături de Levin, aștepta sfârșitul conversației, care nu o interesa, ca să-i spună ceva. De când te-ai însurat, te-ai schimbat în multe privințe și în bine, observă Sergei Ivanovici zâmbind spre Kitty, fără să-l intereseze nici pe el convorbirea începută. Dar ai rămas credincios pasiunii tale de a apăra ideile cele mai paradoxale. Katia! Nu-i bine să stai în picioare," îi spuse bărbatul ei, trăgând un scaun spre dânsa și privind-o cu înțeles. Ei, da, de altfel, nici nu mai avem când," adăugă Sergei Ivanovici, văzând copiii care ieșeau în fugă pe ușă. În fruntea tuturor alerga spre ei Tania, cu ciorapii bine întinși pe picior, fluturând coșul și pălăria lui Coznășev. Venea în fugă, curajoasă, la Sergei Ivanovici și cu ochi strălucitori, avea ochii frumoși ai tatălui său, Tania întinsă lui șef pălăria, prefăcându-se că vrea să-i o pună în cap cu un zâmbet fios și delicat care îi îndulcea îndrăzneala. Varenca așteaptă, îl anunță Tania și îi puse cu băgare de seamă pălăria pe cap, înțelegând după surâsul lui că se poate. Varenca stătea în ușă într-o rochie de pânză galbenă și cu o basma albă pe cap. Sunt gata, vin Varvara Andreevna!" spuse Sergei Ivanovici, înghițind la iuțeală cei mai rămăsese din cafea și punându-și în buzunare batista și porțigaretul. Ce fată încântătoare e Varenca mea, nu-i așa?" spuse chitii soțului ei, în așa fel ca să o audă Sergei Ivanovici care abia se ridicase. Și ce frumoasă e! Câtă noblețe în frumusețea ei! Varenca! o strigă Kitty. Vă duceți în pădurea de lângă moară? Venim și noi mai târziu! Kitty, uiți cu totul starea în care te afli! Omul stră prințesă, intrând repede pe ușă. N-ai voie să țipi așa! Auzind glasul lui Kitty, și observația prințesei, Varenca se apropie de prietena sa cu pași ușori și repezi. Privirea, vioiciunea mișcărilor, bujorii răsăriți pe fața insuflețită, totul arăta că se petrecea în ea ceva neobișnuit. Chiti știa ce anume era acest lucru neobișnuit și o urmărea cu luarea minte. Kitty o strigase pe Varenca numai ca să o binecuvânteze în gând pentru acel eveniment important care trebuia să se întâmple, după părerea ei, chiar în după amiaza aceea în pădure. Varenca, aș fi foarte fericită dacă s-ar întâmpla azi un anumit lucru, îi șopti Kitty sărutând-o. Vii și dumneata cu noi?" îl întrebă Varenca tulburată pe Levin, prefăcându-se că nu auzise ceea ce îi spusese Kitty. Vin, dar nu mai până la arie, rămân acolo." Și ce treabă ai acolo?" îl întrebă Kitty. Trebuie să văd și să număr căruțele cele noi," răspunse Levin. Dar tu, unde ai să fii?" Pe terasă se adunase toată societatea feminină care îi plăcea de obicei să stea acolo după prânz. În ziua aceea însă aveau acolo și treabă, pe lângă cusutul sutul cămășuțelor și croșetatul feșelor la care lucrau toate, în ziua aceea se făcea acolo dulceață după o metodă nouă pentru Agafia Mihailovna, adică fără apă. Chidia adusese cu dânsa această metodă nouă folosită în casa Șcerbațchii. Mai înainte, treaba asta că cădea în sarcina Agafiei Mihailovna, care, socotind că ceea ce se făcea în casa lui Levin nu putea fi rău, pusese apă în dulceața de căpșuni și de fragi, fiind încredințată că nu se putea altfel. Fusese surprins asupra faptului. Din pricina asta, dulceața de zmeură se făcea acum față de toată lumea. Agafia Mihailovna trebuia convinsă că dulceața iese bună și fără apă. Cu fața aprinsă și necăjită, cu părul zburlit și cu brațele slabe, goale până la cot, Agafia Mihailovna învârtea o tingire pe o plită portativă și posomărâtă, se uita la dulceața de zmeură, dorind din tot sufletul ca siropul să se lege prea tare sau ca fructele să nu fiarbă destul simțind că mânia Agafiei Mihailovna era îndreptată împotriva ei, ca sfătuitoare principală în chestiunea dulceții de smeură, bătrâna prințesă se prefăcea că e prinsă cu alte treburi și că n-are grijă de dulceață. Vorbea despre tot felul de lucruri, dar se uita din când în când la plită cu coada ochiului. Eu cumpăr totdeauna singură de la Tarabe materiale ieftine pentru rochiile slușnicelor, spunea bătrâna prințesă, urmând conversația începută. Nu e vremea de luat spuma, dragă? întrebă ea pe Agafia Mihailovna. Nu trebuie să faci tu treaba asta, te încălzești prea tare, încheie ea, oprind-o pe Kitty. Lasă să fac eu, sări doli și ridicându-se, începu să umble cu grijă cu lingura prin siropul cu spumă. Din când în când, ca să desprindă ceea ce se luase pe lingură, o bătea de farfuria plină cu spumă în fel de fel de culori, galbene trandafirii, cu dâre de sirop sângeriu. Ce au să mai lingă copiii la ceai? se gândea Doli la odraslele sale, aducându-și aminte cum ea însăși când era copil, se mira de ce oamenii mari nu mănâncă ce e mai bun pe lume, spuma dulceții. Stiva spune că e mult mai bine să le dai bani. Urmă în același timp, Daria Alexandrovna, conversația începută despre felul cel mai bun de a-ți răsplăti slugile. Dar, cum poți să le dai bani? Izbucniră într-un glas prințesa și Kitty. Ele prețuiesc atenția și se bucură de cadouri. Eu, de pildă, am cumpărat acum un an pentru Matriona Semionovna de la noi ceva în felul poplinului, își aminti prințesa. Îmi aduc aminte, purta rochia aceea de ziua dumitale, era un desen foarte drăguț, așa de simplu și de distins. Dacă n-ar fi avut-o ea, mi-a și făcut una la fel. Semăna cu rochia varencăi, drăguț și ieftin. Ei, mi se pare că acum e gata, anunță Doli, încercând siropul. Când se face bombonică, atunci e gata. Mai țin-o puțin pe foc, Agafia Mihailovna. Ce de muște, spuse mânioasă Agafia Mihailovna. Are să iasă la fel, adăugă ea. Ah, ce drăguță e! n o speriați, exclamă pe neașteptate Kitty, uitându-se la o vrabie care se așezase pe balustradă și începuse să ciugulească o codiță de zmeură, întorcând-o cu ciocul. Da, dar stai mai departe de plită, o rugă maică-sa. Apropo de Varenca, Urmăchitii în franțuzește, cum vorbeau tot timpul, ca să nu înțeleagă agafia Mihailovna. Nu știu de ce, mamă, parcă aștept astăzi o hotărâre. Înțelegi care? Ce bine ar fi! Ce bună pețitoare avem, Doli, cu câtă prudență și dibăcie caută să-i apropie. Spune, mamă, ce crezi ma ta? Ce să cred? El prin el se subînțelegea Sergei Ivanovici, ar fi putut face oricând partida cea mai strălucită din Rusia. Nu mai e așa de tânăr. Totuși, știu că multe fete chiar așa s-ar mărita cu dânsul. Varenca e foarte drăguță, însă el ar fi putut, Înțelege, mamă, că nu s-ar putea născoci ceva mai bun nici pentru el, nici pentru dânsa. Mai întâi, ea e o minune, zise Kitty, îndoind un deget. Îi place foarte mult, într-adevăr, întări dolii. Pe urmă, el are o situație așa de frumoasă în societate, încât n-are deloc nevoie să se însoare cu o femeie pentru avere sau relații în lume. Îi trebuie un singur lucru, o nevastă bună, drăguță și liniștită. Da, cu ea poți fi liniștit, a devenit Dolly. În al treilea rând, să-l iubească și asta este... Ar fi așa de frumos! Aștept ca la întoarcerea din pădure totul să se fi hotărât. Am să văd numai decât după ochii lor. Mi-ar părea atât de bine! Dar tu, Doli, ce crezi? Nu te mai frământa atât. Nu trebuie să te acizi deloc. O sfătui din nou maică sa. Nici nu m-a mamă, dar eu cred că el are să-i ceară astăzi mâna. Ah, cât e de ciudat felul cum fac bărbații cererea în căsătorie, când acea barieră care a fost până atunci este deodată înlăturată, spuse Doli, zâmbind visător cu gândul la cele petrecute cu Stepan Arcadici. Mamă, cum ți-a cerut papa mâna? o întrebă Chiti pe neașteptate. N-a fost deloc neobișnuit. Ci foarte simplu, răspunse prințesa și această amintire îi însenină deodată fața. Dar cum a fost? L-a iubit înainte de a fi făcut declarația? Chiti simțea un farmec deosebit când vorbea cu maică sa acum, ca de la egal la egal, despre aceste chestiuni importante din viața femeilor. L-am iubit fără îndoială. Venea la noi la țară. Cum s-a hotărât mamă? Îți închipui probabil că voi ați născocit ceva nou. E același și același lucru. S-a hotărât cu ochii, cu zâmbetele. Ce frumos ai spus, mamă! Tocmai cu ochii și cu zâmbetele, a deverit Doli. Ce cuvinte anume ți-a spus? Dar, Costea, ce ți-a spus? El mi le-a scris cu creta. A fost extraordinar! Mi se pare că toate s-au întâmplat într-un trecut atât de îndepărtat!" zise Kitty. Tu, femeile, se cufundară visătoare în aceleași gânduri. Kitty rupse cea din tâi tăcerea. Își aminti de ultima iarnă de dinaintea măritișului ei și de pasiunea pentru Vronski. Numai ceva mă îngrijorează, dragostea veche a Varencăi, Spuse Kitty, aducându-și aminte de ea printr-o asociație firească de idei. Voiam să-i o spun într-un fel sau altul lui Serghei Ivanovici ca să-l pregătesc. Toți bărbații, adăugă ea, sunt grozav de geloși pe trecutul nostru. Nu toți, fu de părere doli. Tu judeci după bărbatul tău. Amintirea lui Vronski îl chinuiește și acum. Nu-i așa? E adevărat? Adevărat, răspunse Kitty pe gânduri, zâmbind din ochi. Prințesa mamă interveni în discuție, mai mult ca să-și apere felul în care o supraveghea pe fica sa. Atât doar că nu înțeleg, în ce-l ar putea ne liniști trecutul tău. Că vronski ți-a făcut curte, asta se întâmplă oricărei fete. Dar nu-i vorba de asta spuse Kitty roșind. dă voie, urmă mai sa și mai gândește-te că tu însă ți nu mai lăsat să vorbesc cu Vronski. Ți minte? Vai, mamă! izbucni Kitty cu o expresie de suferință. În ziua de astăzi nu e chip să vă stăpânească nimeni. Relațiile dintre voi nu puteau trece marginile cuvenite. I-aș fi cerut eu însă-mi socoteală. De altfel, drăguță, nu se cade să te enervezi. Te rog, nu uita asta. Potolește-te. Sunt foarte liniștită, mamă. Ce noroc a avut atunci Kitty ca a sosit Ana, își aminti Dolly, și ce nenorocire a fost pentru Ana. Lucrurile au ieșit tocmai pe dos, adăugă Dolly, uimită de gândul ei. Atunci Ana era așa de fericită, iar Kitty se socotea nenorocită. Iar astăzi, cât de răsturnate sunt situațiile, mă gândesc adesea la ea. n la ce te gândi. E o femeie josnică, dezgustătoare, fără inimă, răbufni maică sa, neputând uita că fica ei nu se măritase cu Vronski, ci cu Levin. Ce va apuca să vorbiți de asta?" izbucni Kitty cu necaz. Eu nu mă gândesc și nici nu vreau să mă gândesc la asta. Și nici nu vreau să mă gândesc, repetă Kitty, trăgând cu urechea la pașii soțului care se auzeau pe scara terasei. Despre ce spui și nici nu vreau să mă gândesc? O întrebă Levin apărând pe terasă. Nimeni nu-i răspunse și el nu mai repetă întrebarea. Îmi pare rău că am tulburat această împărăție feminină, zise Levin, aruncând o privire nemulțumită asupra tuturora. Înțelese că fusese vorba despre ceva de care nu s-ar fi vorbit față de dânsul. O clipă simți că împărtășește sentimentul de nemulțumire al Agafiei Mihailovna, la gândul că trebuie să facă dulceață de zmeură fără apă și îndeopște din pricina înrăuririi străine a șcerbațchilor. Totuși zâmbi și se apropie de Kitty. Ei, ce mai face acum? O întrebă el, privind-o cu aceeași expresie pe care o aveau toți acum când îi vorbeau. Bine, foarte bine, răspunse Kitty zâmbind. Dar tu, Acum se cară de două ori mai mult decât cu căruțele obișnuite. Nu vrei să mergem după copii? Am poruncit să se înhame cai. Cum? Vrei să o duci pe Kitty cu droșca? Spuse prințesa mamă cu dojană în glas. Dar voi merge la pas, prințesă! Levin nu-i spunea niciodată prințesei, mamă, așa cum obișnuiești ginerii, și asta o nemulțumea pe ea deși o iubea și o respecta foarte mult, el nu putea numi astfel, fără să-i se că jignește sentimentele sale față de reposata lui mamă. Vino cu noi, mamă, zise Kitty. Nici nu vreau să aud despre o asemenea nebunie. Atunci am să mă duc pe jos. Asta îmi face bine. Kitty se ridică, se apropie de bărbatul ei și luă de braț ți-o fi făcând bine, însă totul trebuie să fie cu măsură, stărui prințesa. Ce se aude agafia, Mihailovna? E gata dulceața? Întrebă Levin, zâmbind către Agafia Mihailovna în dorința de a o înveseli. Iese bine cu sistemul nou, o dar după părerea mea e prea deasă. E mai bine așa, Agafia Mihailovna, n-are să fermenteze. De altfel, gheața ni s-a topit. N-avem unde păstra dulceața, zise Kitty, înțelegând numai decât intenția soțului său și vorbind și ea bătrânei pe același ton. În schimb, mama spune că nicăieri n-a mâncat murături ca ale dumitale, urmă ea zâmbindu-i și îndreptându-i basmaua. Agafia Mihailovna o privi cu supărare. Nu mă mai mângâia cu coană. E destul să mă uit la dumneata alături de el ca să mă înveselesc. Această expresie grosolană de el în loc de dumnealui o înduioșă pe Kitty. Hai cu noi la ciuperci să ne arăți locurile bune unde cresc. Agafia Mihailovna zâmbi și clătină din cap, spunând parcă. Aș vrea să mă supăr pe dumneata, dar nu pot. Te rog să-mi urmezi sfatul, îi spuse bătrâna prințesă. Pune pe dulceață o hârtie muiată în rom. Chiar fără gheață, n-are să prindă mucegai. Kitty era foarte mulțumită că rămâne singură cu soțul ei, fiindcă băgase de seamă că o umbră de amărăciune alunecase pe chipul lui, care oglindea totul cu atâta limpezime, în clipa când pășise pe terasă și întrebase despre ce se vorbea și nimeni nu-i răspunsese. Porniră pe jos înaintea celorlalți și când nu se mai văzu casa și dădură de, de drumul bătătorit, plin de praf, presărat cu spice și cu boabe de secară, Kitty se sprijini și mai tare de brațul lui și îl strânse mai aproape de dânsa. Levin și uitase impresia neplăcută trecătoare pe care o avusese și singur cu Kitty, urmărit de gândul sarcinii ei care nu-l părăsea nicio clipă, se lăsă în voia sentimentului nou, lipsit cu totul de senzualitate, care îi dădea bucuria intimității cu femeia iubită. N-avea ce să-i spună. Dorea numai să-i audă mlădierile glasului schimbat, ca și privirea, din pricina sarcinii. Vocea și ochii ei erau plini de blândețe și de gravitate, ca la oamenii absorbiți de o îndeletnicire care le este dragă. Nai să te obosești așa, rea să mă te mai tare de mine, îi spuse el. Nu, îmi pare așa de bine că sunt singură cu tine. Îți mărturisesc că, oricât de mult îmi place să fiu cu ai mei, îmi pare rău de serile noastre de iarnă. Când eram numai noi doi, atunci era bine, dar acum e și mai bine. E bine și într-un fel, și în altul, șopti el, strângându-i cotul. Știi despre ce vorbeam când ai intrat? Despre dulceață? Da, și despre dulceață, dar pe urmă despre felul cum se fac cererile în căsătorie. A exclamă Levin, ascultând mai mult mlădierile glasului ei decât cuvintele rostite de dânsa. Se gândea tot timpul la drumul pe care îl străbătea acum cu Kitty prin pădure, ocolind locurile unde ar fi putut face un pas greșit. Am mai vorbit și despre Sergei Ivanovic și despre Varenca. Ai băgat de seamă? Doresc asta de mult, adause Kitty. Tu ce părere ai? Și ea îl privi drept în față. Nu știu ce să cred, răspunse Levin zâmbind. În privința asta, Sergei mi se pare un om foarte ciudat, doar ți-am povestit. Da, a fost îndrăgostit de fata aceea care a murit. Era pe vremea copilăriei mele, știu asta din auzite. Mi-l amintesc. Pe atunci era extrem de seducător. De atunci îl observ în societatea femeilor. E amabil cu ele, unele chiar îl plac, simți însă că ele sunt pentru dânsul numai niște ființe omenești, nu femei. Bine, bine, dar acum cu renca. mi se pare că e ceva, o fi, dar trebuie să-l cunoști. E un om deosebit, excepțional, duce numai o viață spirituală. E un bărbat de o curățenie neobișnuită, de o mare înălțime sufletească. Cum? Crezi că asta l-ar înjosi? Nu, dar el s-a deprins atât de mult să ducă o viață exclusiv spirituală, încât nu știu cum s-ar împăca cu realitatea. Și Varenca e totuși o realitate. Levin se deprinsese să spună gândurile sincer și spontan, fără să se străduiască a le îmbrăca în cuvinte exacte. Știa că soția sa înțelege dintr-o aluzie ce vrea să spună el în clipele de apropiere sufletească, așa ca acum. Într-adevăr, Kitty îl înțelese. Da, dar ea nu are atâta realitate ca mine. Îmi dau seama că Serghei n-ar fi putut să mă iubească, pe când Varenca e numai spirit. Ba da, te iubește mult, îmi face atâta plăcere ca ai mei țin la tine. Într-adevăr, el e bun cu mine, dar dar nu așa ca bietul Nicolenca. V-ați iubit unul pe altul, încheie Levin. De ce să nu spun, adăugă el. Uneori mă mustru singur că până la urmă am să-l uit. Ah, ce, ce om groaznic și încântător în același timp. Era Nicolenca. Da, dar despre ce vorbeam? Întrebă Levin după câteva clipe de tăcere. Crezi că nu e în stare să se îndrăgostească? Întrebă Kitty, traducând cuvintele în limba ei. Nu spun că nu e în stare să se îndrăgostească, răspunse Levin zâmbind. Îi lipsește însă slăbiciunea necesară. Totdeauna l-am invidiat și chiar acum, când sunt așa de fericit, Totuși îl invidiez. Îl invidiezi fiindcă nu e în stare să se îndrăgostească? Îl invidiez fiindcă e mai bun decât mine, răspunse Levin zâmbind. Nu trăiește pentru dânsul. La el toată viața e subordonată datoriei și de aceea poate fi liniștit și mulțumit. Dar tu, îl întrebă Kitty, cu un zâmbet ironic, drăgăstos. Kitty n-ar fi putut exprima în niciun chip asociația de idei care o făcea să zâmbească. Ultima deducție făcută de dânsa era că soțul ei, entuziasmat de fratele lui și inclinat veșnic să se umilească în comparație cu el, nu era sincer. Kitty știa că lipsa asta de sinceritate izvorăște din dragoste pentru fratele său dintr-un sentiment aproape de rușine, fiindcă era prea fericit și mai cu seamă dintr-o dorință neîncetată de a se face din ce în ce mai bun. Lui Kitty îi plăcea asta și de aceea surâdea. Dar tu, de ce ești nemulțumit? Îl întrebă Kitty cu același zâmbet. Neîncrederea manifestată de Kitty în nemulțumirea lui de sine îl bucura. Și fără să-și dea seama, o îndemna să își arate motivele acestei neîncrederi. Sunt fericit, însă nu sunt mulțumit de mine. Dar cum poți fi nemulțumit dacă ești fericit? Adică, vezi, cum să-ți spun? Numai atât doresc din fundul inimii: să nu te împiedici. Ah, n-ai voie să sari așa! Își întrerupse Levi în convorbirea cu o dojană, fiindcă i-a o mișcare prea bruscă, pășind peste o crangă de pe potecă. Când mă gândesc la mine și mă compar cu alții, mai ales cu fratele meu, îmi simt inferioritatea." În ce?" adăugă Kitty cu același zâmbet. Nu lucrezi și tu pentru alții, dar fermele tale, gospodăria ta, cartea ta, nu." Simt mai cu seama acum că nu e ceea ce trebuie, zise Levin strângându-i brațul. Tu ești de vină. Le fac așa, de mântuială. Ah, dacă mi-ar fi atât de dragi îndelenicirile astea cum îmi ești tu de dragă. În timpul din urmă însă le îndeplinesc cum aș face o lecție oarecare. Dar ce spui despre papa? îl întrebă Kitty. Crezi că și el e inferior, fiindcă n-a făcut nimic pentru binele obștesc? El? Nu. Tatăl tău e înzestrat cu o simplitate, o limpezime de vederi, o inimă bună, ceea ce eu nu am. Eu nu fac nimic și asta mă chinuiește. Și toate acestea numai din pricina ta. Când nu existai tu și nu era încă asta zise Levin aruncând spre pântecele ei o privire pe care Kitty o înțelese, atunci îmi încordam toate puterile la lucru. Astăzi însă nu mai pot și mi-e rușine. Parcă aș pregăti o lecție care mi s-a dat. Sunt nevoit să mă prefac. Dar ai vrea să schimbi acum soarta cu Sergei Ivanovici? Îl întrebă Kitty. Ai vrea să muncești pentru binele obștesc? Să-ți placă lecția asta ca lui tău și atâta tot? Firește că nu, răspunse el. De altfel, eu sunt așa de fericit că nu mai pricep nimic. Și tu crezi într-adevăr că Serghei are să-i ceară mâna astăzi? Urmă el după o pauză scurtă. Și da, și nu, totuși o doresc grozav. Stai puțin. Chiti se aplecă și rupse de pe marginea drumului o romaniță sălbatică. Hai numără! Îi cere mâna, nu-i cere!" zise ea, întinzându-i floarea. Îi cere, nu-i cere!" numără Levin, smulgând petalele albe, înguste, vârstate la mijloc. Nu, nu!" Kitty, care urmărea degetele tulburată, îl opri apucându-l de mână. Ai rupt două dintr-o dată!" În schimb, nu mai rupe asta mică. O mângâie Levin, smulgând o petală scurtuță care n-a pucase să crească. Uite că ne-a ajuns droșca. N-ai ostenit, Kitty? îi strigă prințesa. Deloc! Poate totuși te urci. Mergem la pas. Nu o mai făcea să se urce. Aproape ajunseseră și toată lumea porni pe jos. Cu o basma albă peste părul ei negru, înconjurată de copiii lăsați în seama ei, voioasă și blândă în mijlocul lor, tulburată de eventualitatea unei declarații de dragoste din partea unui bărbat care îi plăcea, Varenca era foarte atrăgătoare. Sergei Ivanovici mergea alături de dânsa, admirând-o mereu. Privind-o, el își amintea de toate cuvintele plăcute auzite de la ea și de toate lucrurile bune pe care le știa despre dânsa. Își dădea seama din ce în ce mai mult că avea un sentiment deosebit pentru Varenca, un sentiment pe care îl mai încercase o singură dată în viață, în prima lui tinerețe. Bucuria de a fi aproape de ea sporea din ce în ce mai mult, punându-i în coș o mânătarcă uriașă, cu piciorul subțire și cu marginile răsfrânte, Sergei Ivanovici se uită în ochii ei, și văzând roșața emoției, plină de bucurie și de spaimă totodată, care i acoperi fața, se tulbură și îi zâmbi în tăcere cu un zâmbet care spunea prea multe. Dacă e așa, se gândi el, trebuie să chipzuiesc și să iau o hotărâre. Nu mă pot lăsa stăpânit ca un băiețandru de o pasiune trecătoare. Mă duc să culeg ciuperci singur, fiindcă isprăvile mele de până acum văd că trec neobservate, îi spuse Sergei Ivanovici. Merseseră până atunci pe marginea pădurii prin iarba scurtă, mătăsoasă. Koznyshev porni singur printre mestecenii bătrâni și rari din margine, către inima pădurii, unde, alături de mestecenii cu trunchiul alb, se vedeau plopi cu coaja cenușie și tufișuri întunecate de alun. Se depărtă vreo 40 de pași și știind că nu e văzut de nimeni, se opri lângă o tufă de salbă moale în plină floare, cu mățișori trandafirii roșcați. În jur era o liniște adâncă. Numai în vârful mestecenilor sub care se oprise, băzâiau fără odihnă muștele și din când în când ajungeau până la el glasuri de copii. Deodată, nu departe de marginea pădurii, răsună vocea de contralto a Varencăi, care îl chema pe Grișa. Un zâmbet bucuros se revărsă pe fața lui Sergei Ivanovici. dându se seama de acest zâmbet, Cosnășev făcut din cap un semn de dezaprobare pentru starea în care se afla. Își scoase o țigară de foi și încercă să o aprindă se căzni vreme îndelungată să aprindă chibritul de trunchiul unui mesteacăn. Scama ușoară de pe coaja albă a copacului se lipea de gămălie și chibritul nu lua foc. În sfârșit se aprinse unul. Legănându-se ca un vâl subțire, fumul aromat de tutun se înălță înainte, în sus, deasupra unei tufe, pe sub crengile de mesteacăn care se aplecau. Urmărind cu ochii vălul de fum, Sergei Ivanovici porni cu pas domol, meditând asupra stării sale sufletești. De ce nu? se gândea el. Dacă aceasta ar fi numai izbucnirea unei pasiuni, dacă n-ar fi decât o atracție reciprocă, și pot spune reciprocă, și aș simți că este în dezacord cu felul meu de viață, și că, lăsându-mă stăpânit de acest sentiment, mi-aș trăda chemarea și datoria, ar fi altceva. Dar nu e așa. O singură obiecție aș putea ridica împotriva acestui lucru: hotărârea mea, când am pierdut-o pe Marie, să rămân credincios amintirii sale. Și asta este important își zise Sergei Ivanovici, dându-și seama în același timp că această considerație nu putea avea nicio însemnătate pentru el. Îi compromitea numai aureola de poezie în ochii lumii. Dar afară de asta, oricât aș căuta, nu găsesc nimic de spus împotriva sentimentului meu. Dacă aș fi ales numai curațiunea și tot n-aș fi putut găsi ceva mai bun. Printre femeile și fetele cunoscute de care își amintea, el nu putea găsi nicio fată care să întrunească totul. Adică, toate calitățile pe care el, judecând rece, ar fi dorit să le vadă la soția sa. Varenca avea tot farmecul și toată frăgezimea tinereții, dar nu mai era un copil. Și dacă îl iubea, ea îl iubea conștient, cum trebuie să iubească o femeie aceasta în primul rând. În al doilea rând, Varenca nu numai că n-avea nimic de mondenă, dar după câte se părea în alta societate pe care de altfel o cunoștea, o dezgusta. Primise educația și bunele maniere ale unei femei de societate fără de care Sergei Ivanovici nu și-ar fi putut închipui o tovarășă de viață. În al treilea rând, Varenca era credincioasă dar nu în mod inconștient, ca un copil evlavios și bun, cum era de pildă Kitty. Viața îi se întemeia pe convingeri morale și religioase. Chiar în chestiuni de amănunt, Sergei Ivanovici găsea la dânsa tot ceea ce ar fi putut cere unei soții. Era săracă și singură așa că Varenca nu avea să aducă o droaie de neamuri cu influența lor în casa bărbatului, după cum văzuse la Kitty, ci se va simți îndatorată față de soț, ceea ce dorise el totdeauna pentru viitoarea lui viață de familie. Și fata aceasta, care întrunea toate calitățile, îl iubea. Sergei Ivanovici era modest, dar nu putea să nu-și dea seama. Și-o iubea și el. Un singur lucru putea fi împotriva lui. Vârsta. Neamului Coznășev se bucura de longevitate. Sergei Ivanovici n-avea niciun fir de păr alb. Nimeni nu-i dădea mai mult de 40 de ani. Își amintea că, după părerea Varencăi, numai în Rusia oamenii de 50 de ani se socotez bătrâni. În Franța, un om de 50 de ani se consideră dan la force de l'âge, iar unul de 40, un jeune homme. Dar ce înseamnă ani? Când Cosnășef se simțea tânăr sufletește, așa cum fusese în urmă cu 20 de ani. Oare nu însemna tinerețea? Sentimentul pe care îl încerca acum, când ieșind din nou la marginea pădurii, însă de partea cealaltă, Văzu în lumina via a razelor piezișe de soare silueta gingașa a varencăi în rochia ei galbenă, pășind ușor, cu coșul în mână, prin dreptul trunchiului unui mesteac bătrân. Icoana varencăi se contopea cu uimitoarea frumusețea unui lan auriu de ovăz scăldat în razele piezișe, iar dincolo de lan, cu pădurea bătrână din depărtare care, stropită de pete ca șofranul, se pierdea în zarea albastră. Inima îi zvăcni de bucurie. Îl cuprinse un sentiment de duioșie. Simți că luase hotărârea. Varenca tocmai se aplecase să culeagă o ciupercă. Se ridică cu o mișcare sprintenă și se uită în jurul. Aruncând țigara, Sergei Ivanovici se îndreptă spre dânsa cu pași energici. Varvara Andreevna, de pe vremea când eram încă foarte tânăr, mi-am făcut idealul femeii pe care voi iubi-o și pe care voi fi fericit să o numesc soția mea. Am trăit o viață lungă și de-abia acum, pentru întâia oară, am întâlnit-o. Te iubesc și te rog să primești, am fi soție. Sergei Ivanovici avea aceste cuvinte pe buze, când ajunsese la zece pași de varenca. Lăsându-se în genunchi și apărând cu mâinile o ciupercă împotriva lui Grișa, ea o strigă pe mașa cea mică. Aici, mititeilor, aici, sunt multe!" strigă ea cu glasul ei adânc și plăcut. Văzându-l pe Serghei Ivanoviș care se apropia, ea nu se ridică și nu-și schimbă poziția. Totul îi spunea că ei simte apropierea și se bucură. Ei, ai găsit ceva?" îl întrebă Varenca, întorcându-și spre dânsul chipul frumos care zâmbea blând din cadrul basmalei albe. Niciuna!" răspunse Sergei Ivanovici. Dar dumneata!" Varenca nu-i răspunse, se îngrija de copiii care o înconjuraseră. Uite-o și pe aceea, lângă creangă!" arătă Varenca micuței Mașa, o vinețică vârstată de-a curmezișul pălăriei fragede și trandafirii, de un firișor de iarbă uscată, de sub care abia se smulsese. După ce mașa culese vinețica, rupând-o în două jumătăți albe, varenca se ridică. Asta mi-amintește copilăria, adăugă ea, îndepărtându-se de copii alături de Serghei Ivanovici. Amândoi făcură câțiva pași în tăcere. Varenca vedea că Sergei Ivanovici vroia să-i vorbească. Bănuia ce vroia să-i spună. Tulburată, inima îi se strângea de bucurie și de teamă. Se îndepărta atât de mult încât nimeni nu-i putea auzi. Dar el tot nu începea să vorbească. Varenca ar fi trebuit să tacă. Peste câteva clipe de tăcere, le-ar fi venit mai ușor să spună ceea ce aveau pe suflet decât după o discuție despre ciuperci, dar Varenca rosti spontan, fără voie. vă să zic că n-ai găsit nimic? De altfel, în mijlocul pădurii sunt mai puține. Sergei Ivanovici oftă și nu răspunse. Îi era necaz că Varenca începuse să vorbească despre ciuperci. Vroia să o întoarcă la primele cuvinte pe care le spusese despre copilărie. Dar după câteva clipe de tăcere, parcă fără voia lui, el făcu o observație în legătură cu ultimele ei cuvinte. Am auzit că ciupercile albe cresc mai cu seamă la marginea pădurii, deși nu le prea pot deosebi de celelalte. Mai trecură câteva clipe. Se depărtară și mai mult de copii, erau cu totul singuri. Inima Varencăi zvăgânea de puternic, încât ea îi auzea bătăile. Simțea cum îi se îmbujorează fața, cum pălește și cum îi se învăpăiază din nou. A fi soția unui om de felul lui Cosnășev, după situația de la doamna Ștal, îi se părea culmea fericirii. Afară de asta, Varenca era aproape convinsă că e îndrăgostită de el. Totul trebuia să se hotărască în câteva clipe. Îi era frică. Se temea și că îi va spune, dar și că nu îi va spune. Declarația trebuia să se facă acum ori niciodată. Sergei Ivanovici simțea asta. Privirea, împurpurarea feței, ochii plecați în pământ ai varencăi, Totul arăta o așteptare înfrigurată. Sergei Ivanovici își dădea seama de acest lucru și era milă de ea. Simțea chiar că, dacă nu i-ar fi spus nimic acum, ar fi însemnat să o jignească. Repeta cu repeziciune în minte toate argumentele în favoarea hotărârii sale. Repeta și cuvintele prin care vrea să-și facă propunerea. Însă în locul acestor cuvinte, dintr-o pornire cu totul neașteptată, Cosnășef o întrebă. Dar care e deosebirea dintr-o ciupercă albă și o mână tarcă? Buzele varencăi tremurau de emoție când răspunse. La pălărie aproape că nu există nicio deosebire, dar piciorul, de îndată ce rostira aceste cuvinte, și el și ea, înțeleseră că totul se sfârșise. Și că ceea ce trebuia spus nu va mai fi rostit. Și tulburarea lor, ajunsă la culme, începu să se potolească. Piciorul mânătărcii seamănă cu bărbia unui brunet neras de două zile. Spuse liniștit acum, Sergei Ivanovici. Da, așa e. Răspunse zâmbind, Varenca. Direcția plimbărilor se schimbă de la sine. Amândoi se îndreptară spre copii. Varenca era jignită și stingerită, dar în același timp avea un sentiment de ușurare. După ce se întoarse la casă, Sergei Ivanovici, cercetând pe rând toate argumentele, ajunse la concluzia că raționamentul său fusese greșit. Nu putea trăda memoria Mariei. Mai încet, copii, mai încet!" strigă Levin la copii, supărat chiar, așezându-se în fața soției sale ca să o apere împotriva droaii de copii care îi întâmpinau, alergând și chiuind de bucurie. Sergei Ivanovi și Varenca ieșiră din pădure în urma copiilor. Kitty n-a avut nevoie să o întrebe pe Varenca. După expresia calmă și oarecum stingherită a feței lor, ea înțelese că planurile sale nu se îndepliniseră. Ei, ce se aude?" o întrebă Levin când porniră iarăși spre casă. Nu merge." Răspunse Kitty cu zâmbetul și cu felul de a vorbi al tatălui său, ceea ce Constantin Dmitrici observa adesea cu plăcere. Cum adică nu merge?" Uite așa," răspunse Kitty, luând mâna soțului, ducând-o la gură și atingând-o cu buzele strânse, așa cum se sărută mâna arhiereilor. La care din doi nu merge? La amândoi. Uite cum ar fi trebuit să facă. Vin niște mujici. Nu-i nimic. N-au văzut. În timp ce copiii își luau ceaiul, toată lumea să dea de vorbă pe terasă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar știau toți. Și mai cu seamă, Varenca și Sergei Ivanovici, că se petrecuse un eveniment foarte important, deși negativ. Amândoi se simțeau ca niște elevi după un examen neizbutit, rămași repetenți în aceeași clasă sau eliminați pentru totdeauna din școală. Dându-se seama cu toții că se petrecuse ceva, cei de față discutau cu însuflețire despre alte chestiuni. Levin și Kitty se simțeau deosebit de fericiți și plini de dragoste în seara aceea. Și oarecum stingheriți din pricina fericirii lor, ca de o aluzie nepotrivită la negiobia celor ce nu știau să fie fericiți. Să țineți minte vorba mea, Alexandru nu vine, susținea bătrâna prințesă. Stepan Arcadici era așteptat să vină cu trenul de seară. Bătrânul prinț scrisese că poate va veni și el. Știu și de ce, adăugă prințesa. El spune că la început tinerii căsătoriți trebuie lăsați singuri. Da, ne-a părăsit, papa, nu l-am văzut de o mulțime de vreme, răspunse Kitty. Dar ce fel de tineri căsătoriți suntem noi, Acum suntem soți bătrâni. Dacă nu vine, îmi iau și eu rămas bun de la voi copii, anunță prințesa, oftând trist. De ce, mamă? Tăbărâră pe ea amândouă fiicele. Gândiți-vă și voi cum o duce. Acum, deodată, se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Glasul bătrânei prințese începu să tremure. Ficele sale tăcură și schimbară câte o privire. Mamă, trebuie să născocească totdeauna ceva trist, spuneau aceste priviri. Doli și Kitty nu știau că, oricât de bine s-ar fi simțit prințesa la ficele sale, oricât de necesară s-ar fi socotit acolo, o chinuia tristețea gândindu-se la soțul său și la ea însăși de când își măritase ultima fată, cea mai iubită, iar cuibul familiei rămăsese pustiu. Ce dorești, Agafia Mihailovna?" O întrebă deodată Kitty pe Agafia Mihailovna care s oprise lângă dânsa cu o înfățișare misterioasă și semnificativă. În privința mesei." Foarte bine," zise Doli. Atunci tu du-te și îngrijește-te de masă, iar eu mă duc cu grișa să repetăm lecția. N-a făcut nimic toată ziua. Lecția mă privește pe mine. Nu, Doli, mă duc eu, sări Levin de la locul lui. Grișa care tocmai intrase în liceu trebuia să-și repete lecțiile în timpul verii. Daria Alexandrovna începuse chiar de la Moscova să învețe latinește împreună cu băiatul ei și de când venise la soții Levin, își făcuse obiceiul să repete cu dânsul măcar o dată pe zi cele mai grele lecții de aritmetică și de limba latină. Levin se oferise să o înlocuiască, dar ea, asistând odată la o lecție a lui Levin, băgase de seamă că acesta nu o făcea ca preparatorul din Moscova. Încurcată și căutând să nu-l șignească, Daria îi spusese totuși cu hotărâre că trebuie să se țină după carte, ca preceptorul, și că mai bine ar fi să facă ea lecțiile din nou cu băiatul. Levin era supărat atât pe Stepan Arcadici, care din nepăsare lăsa supravegherea învățăturii pe seama soției sale, care nu se pricepea deloc, cât și pe profesori pentru că învățau atât de prost copiii. Făgădui însă cumnatei sale să facă lecțiile așa cum dorea ea. Levin urma să se ocupe de grișa, dar nu după sistemul lui, ci după carte. Deci, în silă, uitând adesea din pricina aceasta ora lecției. Așa se întâmplase și atunci. Nu, 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 mă duc eu, Doli, tu rămâi aici insistă Levin. Avem să facem totul cum trebuie, după carte. Numai când are să vină Stiva și o să plecăm la vânătoare, numai atunci am să lipsesc de la lecții. Și Levin se duse cu grișa. Același lucru îi spuse Varenca lui Kitty. Varenca știa să se facă folositoare chiar și în casa fericită și în bună orânduială a soților Levin. Mă duc să mă îngrijesc de masă, iar dumneata rămâi aici. O rugă Varenca și se ridică, îndreptându-se spre Agafia Mihailovna. Da, da, desigur, că n-au găsit pui. Atunci să taie dintre ai noștri. O să vedem cu Agafia Mihailovna, zise Varenca și ieși împreună cu ea. Ce fată drăguță! exclamă bătrâna prințesă. Nu, drăguță mamă, ci o minune cum nu se mai află. Va să zică, îl așteptați în seara asta pe Stepan Arcadici, întrebă Sergei Ivanovici, care nu dorea probabil să continue conversația despre Varenca. E greu de găsit doi cumnați care să semene mai puțin unul cu altul, urmă el cu un zâmbet fin, unul neastâmpărat, împărat, care se simte bine numai în societate ca peștele în apă, iar celălalt, coste al nostru, vioi, sprinten, sensibil la toate, dar care, când se află în societate, amorțește sau se zbate fără rost ca peștele pe uscat. Da, e foarte copilăros, spuse bătrâna prințesă către Serghei Ivanovici. Tocmai voiam să te rog să-i spui lui costea că ea, și arătă spre Kitty, nu poate rămâne aici. Trebuie să plece neapărat la Moscova. El spune că vrea să aducă un doctor. Mamă, el face orice, se învoiește la orice. Se supără Kitty pe maică sa, fiindcă luase judecător pe Sergei Ivanovici în chestiunea asta. În toiul convorbirii se auzi pe alee sforăitul cailor și zgomotul roților pe prundiș. Doli nu apucase să se scoale ca să iasă în întâmpinarea soțului său, când Levin și sări jos de pe fereastra camerei unde făcea lecții cu grișa, scoborându-l și pe copil. stiva!" strigă Levin de sub terasă. Am isprăvit Doli, nu te teme!" adăugă el și ca un băiețandru o luă la fugă ca să întâmpine trăsura. E încă cineva! Fără îndoială, papa!" Pa! strigă Levin și se opri în capătul alei. Kitty, să nu cobor de dreptul pe scara asta repede! Du-te prin prejur!" Levin se înșelase, luând pe cel ce ședea în trăsură drept bătrânul prinț. Când se apropie de trăsură, el văzu alături de Stepan Arcadici nu pe prinț, ci pe un tânăr frumos, gras, care purta o bonetă scoțiană cu panglici lungi la spate. Era Vasenka Veslovski, văr de-al treilea cu surorile Șcerbațchi, un tânăr strălucit din saloanele Petersburgului și ale Moscovei, băiat foarte bun și vânător pasionat, după cum îl prezentă Stepan Arcadici fără să-i pese câtuși de puțin de dezamăgirea pricinuită prin prezența lui în loc de cea a bătrânului prinț, Veslovski îl salută voios pe Levin, reamintindu-i de cunoștința lor de altă dată. Apoi îl urcă pe grișa întrăsură, trecându-l peste câinele adus de Stepan Arcadici. Levin nu se sui întrăsură, ci porni pe jos în urma ei. Era nemulțumit că nu sosise bătrânul prinț, pe care, cu cât îl cunoștea mai bine, cu atât îl iubea mai mult, și pentru că în locul lui răsărise acest Vasenka Veslovski, un om cu totul străin și deprisos. I se păru și mai străin și mai deprisos când, apropiindu-se de scară unde se strânsese toată societatea celor mici și mari, îl văzu pe Vasenka Veslovski sărutând mâna lui Kitty, cu un aer deosebit de prietenos și de galant. Sunt văr cu soția dumitale și un vechi prieten al ei, zise Veslovski, strângând încă o dată din toate puterile mâna lui Levin. Ei, este vânat? Îl întrebă Stepan Arcadish pe Levin cum îi sprăvi de spus fiecăruia câte un cuvânt de bun găsit. Vasenca și cu mine avem cele mai sângeroase intenții, Ba da, mamă, ei n-au mai fost de atunci la Moscova. Poftim, Tania, uite ce ți-am adus. Scoat-o de la spatele trăsurii, urmă el, vorbind când cu unul, când cu altul. Ce bine a Dolenca, spuse el soției sale, sărutându-i încă o dată mâna pe care i-o reținu și i-o mângâie cu mâna cealaltă. Levin care cu câteva clipe mai înainte fusese în cea mai bună dispoziție, se uita acum posomorât la toți și nu-i mai plăcea nimic. Oare pe cine o fi sărutat ieri cu buzele astea? Se gândea Levin, uitându-se cum Stepan Arcadici își mângâia soția. O privi pe Doli și îi displăcu și ea. Doar ea nu crede în dragostea lui. Atunci de ce e așa de bucuroasă? E ceva dezgustător, îi zise el. Se uită și la bătrâna prințesă, care îi fusese atât de simpatică cu câteva clipe mai înainte și îl jigni felul ei amabil de a-l primi pe acest vasenca cu panglicile lui. Chiar și Serghei Ivanovici, care ieșise și el în capul scării, îi displăcu prin bunăvoința prefăcută cu care îl întâmpinase peste pan arcadici, deoarece știa că fratele său nu-l simpatiza și nu-l stima. Până și Varenca îl dezgustă, fiindcă făcuse cunoștință cu acest domn, luându-și un aer de mironosiță, când de fapt nu se gândea decât la măritiș. Dar cel mai mult îl dezgustă Kitty, fiindcă împărtășea veselia acestui domn, care socotea sosirea lui la țară ca o sărbătoare, atât pentru dânsul, cât și pentru toți ceilalți. Kitty îi displăcea mai cu seamă din pricina zâmbetului cu care răspundea la surâsul lui. Toți intrară în casă, vorbind cu un sufletire. dar de îndată ce se așezară, Levin se întoarse și ieși. Chiti băgă de seamă că se petrecuse ceva cu soțul ei. Căuta un moment prielnic ca să-i vorbească între patru ochi dar Levin se grăbi să se îndepărteze de dânsa, spunându-i că are de lucru la birou. Treburile gospodăriei nu i se păruseră de mult atât de importante ca în ziua aceea. Pentru dânsii, fiecare zi e o sărbătoare, se gândea el, dar pentru mine nu. Treburile de la țară nu îngăduie zăbavă, nu te așteaptă și fără ele nu poți trăi. Levin nu se întoarse acasă până când nu-l chemară la masă. Kitty și Agafia Mihailovna se aflau pe scară, sfătuindu-se în privința vinurilor pentru cină. De ce atâta zarvă să se servească vinul obișnuit? Nu se poate! Stiva nu bea! Stai puțin, Costea! Ce ai? Îl întrebă Kitty, încercând să se țină de el. Neînduplecat, fără să aștepte, Levin intră cu pași mari în sufragerie, unde lua numai decât parte la conversația generală însuflețită, pe care o întrețineau Vasenka, Eslovski și Stepan Arcadici. Ei, ce zici? Mergem mâine la vânătoare?" întrebă Stepan Arcadici. Vă rog, hai să mergem!" Zise Veslovski, aplecându-se într-o parte pe scaun și trăgând sub dânsul unul din picioarele lui groase. Foarte bucuros, să mergem! Ați mai fost la vânat anul ăsta? Îl întrebă Levin pe Veslovski, uitându-se atent la piciorul lui, cu o politețe prefăcută care nu îi se potrivea deloc și pe care Kitty o cunoștea atât de bine. Nu știu dacă o să găsim duble, dar becaține sunt multe. Numai că trebuie să mergem de dimineață, nu o să obosiți. Stiva, nu ești ostenit? Ostenit eu? N-am fost niciodată ostenit. Dacă vreți, putem să nu ne culcăm toată noaptea. Facem o plimbare. Într-adevăr, hai să nu ne culcăm deloc. Foarte bine. Întări Veslovski. A, -a. În privința asta, suntem siguri că ești în stare să nu dormi și să nu lași nici pe alții să doarmă, spuse dolii lui Stepan Arcadici, cu acea ironie abia simțită care întovărășea acum aproape tot ce spunea soțul ei. Pentru mine e ceasul culcării, eu mă retrag, nu cinez, nu dolen ca rămâi, o rugă Stepan Arcadici, trecând de partea cealaltă a mesei mari, în jurul căreia cinau. Mai am atât de multe să-ți spun, mai nimic de sigur. Știi, Veslovski a fost la Ana și are să se mai ducă. Ei locuiesc numai la 70 de verste de aici. Am să mă duc și eu neapărat. Veslovski, vin un coace! Veslovski se apropie de doamne și se așeză lângă Kitty. Ah, povestește-ne, te rog! Ai fost la ea? Cum arată?" îl întrebă Daria Alexandrovna. Levin rămase la celălalt capăt al mesei și, vorbind într-una cu prințesa și cu Varenca, văzut cum se leagă o conversație însuflețită și misterioasă între Stepan Arcadici, Doli, Kitty și Veslovski. Nu era vorba numai de o convorbire misterioasă. În timp ce acesta povestea, Levin văzu expresia unui sentiment serios pe chipul soției sale, care nu-și mai lua ochii de la fața frumoasă a lui Veslovski. E foarte frumos la ei, povestea Vasenca despre Vronski și Ana. Firește că nu mi-au -mi dreptul să-i judec, dar te simți la ei ca în familie. Ce au de gând să facă? Mi se pare că vor să petreacă iarna la Moscova. Ce bine ar fi să ne întâlnim la dânsii. Tu când pleci? Îl întrebă Stepan Arcadici pe Vasenca. Petrec la ei luna iulie. Ai să te duci și tu? O întrebă Stepan Arcadici pe soția sa. Vroiam de mult să mă duc. Am să mă duc negreșit, răspunse Doli. Mi-e milă de ea. O cunosc bine. E o femeie minunată am să mă duc singură după plecarea ta, așa că n-am să stingheresc pe nimeni. E chiar mai bine să plec fără tine. Minunat, zise Stepan Arcadici. Dar tu, Kitty, eu? Ce să caut eu acolo? Răspunse Kitty roșind și întorcând capul spre bărbatul său. Cunoști pe Ana Arcadievna? O întrebă Veslovski, e o femeie foarte seducătoare. Da, răspunse Kitty lui Veslovski, îmbujorându-se și mai mult. Se ridică și se apropie de Levin. Va să că mâine te duci la vânătoare, îl întrebă Kitty. Cât timp Kitty vorbise cu Veslovski, gelozia lui Levin sporise foarte mult mai cu seamă din pricina roșeții care acopera obrajii lui Kitty. Acum, ascultându-i cuvintele, el le interpreta în felul lui. Oricât de ciudate îi se părură gândurile acestea mai târziu, când își aminti de ele, Levin nu se îndoia deloc că ea, Întrebându-l dacă se duce la vânătoare, vroia să afle numai dacă soțul său o să facă plăcerea asta lui Vasenca Veslovski, de care Kitty, după cum credea el, se și îndrăgostise. Da, mă duc, îi răspunse Levin, pe un ton nefiresc care îl dezgustă și pe dânsul. Nu, mai bine rămâneți mâine acasă. Doli abia și-a văzut bărbatul, iar poi mâine puteți să vă duceți la vânătoare, zise Kitty. Levin îi interpreta însă cuvintele astfel. Să nu mă desparți de el. Dacă pleci tu, mi-e e tot una, dar lasă-mă să mă bucur de societatea acestui tânăr încântător. Dacă vrei, rămâne mâine aici, răspunse Levin foarte curtenitor. Între timp, Veslovski nebănuind suferința pricinuită de prezența lui, se ridică de la masă după Kitty și porni în urma ei, învăluind-o într-o privire zâmbitoare și mângâioasă. Levin îi văzu privirea, păli și pentru câteva clipe îi se tăie răsuflarea. Cum își îngăduie să se uite așa la soția mea? Fierbea el de mânie. Atunci a rămas pe mâine, vă rog să mergem, îi spuse Vasenca, așezându-se pe scaun și trăgându-și din nou piciorul sub dânsul după obiceiul lui. Gelozia lui Levin ajunse la culme. Se și vedea soț înșelat de care nevasta și amantul aveau nevoie numai ca să le aducă de-a gata plăcerile și comoditățile vieții. Cu toate acestea, Prefăcându-se că e o gazdă primitoare, el întreba pe Vasenca despre vânătorile sale, despre pușcă, cizme și primi să plece la vânat a doua zi. Spre norocul lui Levin, bătrâna prințesă îi curmă chinurile, ridicându-se în picioare și sfătuindu o pe Kitty să se ducă la culcare. Însă și de data asta îl aștepta un nou chin. Când se despărți de stăpâna casei, va se încavru să-i sărute iarăși mâna, dar Kitty roșii și spuse, retrăgându-și mâna cu o grosolănie naivă pentru care maică s o mustră mai târziu, la noi nu se obișnuiește. Pentru Levin, Kitty era vinovată, fiindcă îngăduise astfel de purtări, ba încă și mai vinovată, fiindcă arătase cu atâta stângăcie că nu-i plăceau. Ce gust să vă culcați!" zise Stepan Arcadici, care după cele câteva pahare de vin băute la masă, se găsea în cea mai plăcută și mai poetică stare sufletească. Uite, Kitty!" adăugă el arătând luna care se înălța deasupra teilor. Ce frumusețe! Veslovski, iată clipa prielnică pentru o serenadă! Știi, are o voce plăcută!" Am cântat împreună pe drum. A adus câteva romanțe foarte frumoase, printre care două noi. Ar fi bine să ni le cânte cu Varvara Andreevna. După ce toată lumea se retrase, Stepan Arcadici se plimbă încă mult timp pe alee cu Veslovski și se auziră glasurile lor cântând o romanță nouă. Ascultându-le cântecul, Levin ședea încruntat în fotoliul din atacul soției sale și tăcea cu încăpățânare la toate întrebările acesteia care cerca să afle ce are. În sfârșit, când ea îl întrebă cu un zâmbet fios, nu cumva nu ți-a plăcut ceva la Veslovski? El răbufni. Își vărsă tot focul. Ceea ce spunea era jignitor pentru el însuși, și îl făcea să se înfurie și mai tare. Stătea în fața ei, cu niște ochi care luceau înfiorător pe sub sprâncenele încruntate și își strângea pumnii puternici pe piept, străduindu-se parcă din răsputer să se stăpânească. Expresia feței ar fi fost aspră și chiar crudă dacă pe chipul lui nu ar fi fost întipărită în același timp și o suferință care o înduioșă pe Kitty. Fălcile îi tremurau, glasul îi se întretăia. Înțelege că nu sunt gelos. Acesta e un cuvânt dezgustător. Nu pot fi gelos. Nu pot crede că nu sunt în stare să spun ceea ce simt, dar e ceva îngrozitor. Nu sunt gelos. Mă simt însă jignit, umilit de ceea ce îndrăznește cineva să creadă, de faptul că co cutează să se uite la tine cu asemenea privire. Cu ce privire? Întrebă Kitty, încercând să-și aducă aminte cât mai amănunțit de toate cuvintele și gesturile din seara aceea. În fundul inimii, Kitty simți că, într-adevăr, Veslovski fusese prea familiar când venise după dânsa în capătul celălalt al mesei. Nu îndrăzni însă să recunoască asta nici măcar față de ea însăși, dar încă să se mai hotărască să-i o spună și lui și să-i sporească astfel supărarea. Mai poate fi atrăgătoare o femeie în starea mea? Ah! izbucni Levin apucându-se cu mâinile de cap. Mai bine n-ai mai vorbi. Va să zică, dacă ai fi fost atrăgătoare, nu mai fi așa, Costea. Stai, ascultă-mă!" spuse Kitty, privindu-l cu o expresie de suferință și de compătimire. Cum poți crede așa ceva? Știi bine că pentru mine nu mai sunt alți bărbați. Nu mai sunt! Nu mai sunt! Vrei să nu mai văd pe nimeni?" La început, gelozia lui o jigni. Îi era necaz că nu-i se îngăduia distracția cea mai neînsemnată și inofensivă. Acum însă ar fi jertfit nu numai astfel de nimicuri, dar orice pentru liniștea lui. Numai să-l scutească de suferința pe care o îndura. Trebuie să înțelegi grozăvia și comicul situației mele, urmă Levin cu o șoaptă deznădăjduită. Se află în casa mea. N-a făcut de altfel nicio necuvință. Atât numai că e prea dezghețat și își trage mereu piciorul sub dânsul. El crede că tot ce face e de bon ton, iar eu sunt nevoit să fiu politicos cu dânsul. Ah, Costea, cum exagerezi! Zise Kitty, bucurându-se în fundul inimii de puterea dragostei lui, care răbufnea acum. În gelozie. Dar ceea ce e mai îngrozitor e că tu, așa cum ai fost totdeauna și cum ești și astăzi, când tu ești sfânta sfintelor pentru mine, când suntem atât de fericiți, fericiți cum rar se vede, și, și deodată lepădătura asta. La drept vorbind, nu e o lepădătură, de ce să-l insult? N-am nimic cu el. Dar de ce fericirea mea, fericirea ta, știi? Acum înțeleg de unde s-a iscat asta, începu Kitty. De unde? De unde? Am băgat de seamă cum te uitai la mine când vorbeam în timpul mesei. Ei, da, da, spuse Levin speriat. Kitty îi povesti despre ce vorbiseră, istorisind I se tăia respirația de emoție. Le vin tăcea. Apoi îi privi cu luarea minte fața palidă, speriată, și se apucă deodată cu mâinile de cap. Katia, te-am chinuit degeaba! Iartă-mă, draga mea! Sunt nebun, Catia, Sunt mai vinovat decât orice culpabil! Cum de-am putut să mă frământ pentru o prostie ca asta? Mi-e milă de tine!" De mine, de mine, ce sunt eu? Un nebun? De ce te-am chinuit? E îngrozitor să te gândești că un om oarecare, un străin, n-ar putea zdrobi fericirea. Firește, tocmai de aceea e jignitor. Nu, atunci, din potrivă, am să-l opresc, intradins la noi, toată vara și o să caut să-i fac orice plăcere. Adăugă, Levin sărutându-i mâinile. Ai să vezi! A, dar mâine, mâine ne ducem la vânătoare!"